Tema pentru astăzi am denumit-o omul cratic. De la ce vine această denumire? Cu siguranță voi sunteți acum clasa a noua, corect? Bun. Cu siguranță așa ați auzit destul de mult și destul de des de democrație, da? Ok. În cărțile de istorie, în clasele mai mici, nu știu, a șasea, a șaptea, e imposibil să nu vă fi ajuns măcar odată la urechi termenul de aristocrație. Da? Ok, aveți părinți, aveți cunoscuți care poate confruntându-se cu birourile statului ajung să se plângă destul de des de birocrație. Mai mult decât atât, deschideți televizorul, dacă ajungeți și pe un canal de știri, imposibil să n-auziți că avem în momentul de față un guvern tehnocratic, deci membrii ai tehnocrației. Bun, până la urmă, ideea este ce sunt aceste crații? De unde vin și cu ce și-ar dori ele să aibă de a face? O mică așa căutare pe internet mi-a adus în fața ochilor termenul antic, deci din limba greacă veche, și am întrebat și pe alții de unde vine, ce e aia crație, ce înseamnă de unde vine. Am aflat că este vorba despre un zeu relativ mic din mitologia Greciei antice, Kratos, da, care în limba română s-ar traduce prin putere. Deci toate aceste crații pe care le-am menționat, poate și altele care vor ajunge în discuție, poate și altele care vă mai vin vouă în minte dacă v-ați mai lovit de unele dintre ele, au de-a face cu puterea. De aici apar termenii compuși. Despre acest zeu relativ micuț, Kratos, așa, un zeu de mâna a doua, așa, sau a treia chiar din Olimp, el era fiul titanului Pallas și împreună cu frații săi, Nike, da, care se mai numește și Izbânda sau Victoria, poate că aveți Adidas sau, eu știu, traininguri Nike, da? De aici vine, de la numele vechi al acestui alt mic zeu și frate cu Kratos, Nike, un alt frate, Bia, care însemna forța, și un al treilea frate, Zelus, și în limba română, plin de zel, deci cu râvnă, da? Ei erau considerați a fi mesagerii și cei care puneau în practică deciziile marelui zeu, Zeus, da? Atunci când Zeus, din motivele lui, nu prea mai avea el chef să trăznească pe câte unul sau pe câte altul și zicea, ia, hai voi ăștia mai mititei, duceți în aplicare decizia mea. Una dintre decizii, de exemplu, în care a fost implicat Kratos, apare într-o opera lui Eschil numită Prometeul Înlănțuit, și Kratos împreună cu fratele său Bia și cu Hephaistos, care era zeul meșteșugarilor, da? Cel care făurea arme și unelte pentru zei și pentru oameni deopotrivă, sunt cei care l-au legat pe Prometeu, pe titanul Prometeu, l-au legat de o stâncă, pentru că așa fusese condamnat de Zeus, să vină un vultur să-i mănânce ficatul pentru veșnicie. Voi știți ce a făcut, de fapt, Prometeu pentru oameni? Știți legenda? În două cuvinte, Prometeu, la un moment dat, a zis, legându-se de ofrandele către zei, a zis, bun, oamenii trebuie să aducă ofrande zeilor. E ok. Eu, Prometeu, o să împart în două grămăjoare acest taur care este ofranda pentru zei. Și după ce taurul a fost sacrificat, a pus deoparte căpățâna și oasele, le-a acoperit așa frumos, bine cu pielea, a mai băgat pe dedesubt niște paie, niște pietre, deasupra a pus câteva bucăți așa atrăgătoare de carne și a făcut o grămadă mai mare. Și într-o altă grămadă mai mică a pus toată carnea care putea fi consumată de oameni. Și când a venit Zeus să aleagă ce grămadă să fie cea care va fi închinată zeilor ca ofrandă, mă rog, Zeus fiind și el așa un fel de semi-om și cu o lăcomie din aia umană tipică, a zis, această grămadă mare va fi a noastră a zeilor,
Și când a dat deoparte pielea, s-a ales cu oasele. Pentru asta și mai ales pentru o altă realizare a lui Hephaistos, și anume, a lui Prometeu, și anume faptul că a furat din Olimp focul și l-a adus oamenilor, marea descoperire care a dus înainte în epocile vechi omenirea, Prometeu a fost, să zic, judecat și condamnat și legat de Kratos și de fratele său, legat pe o stâncă și condamnat ca să vină un vultur să-i mănânce ficatul pentru eternitate. Mă rog, ulterior a fost salvat de către unul dintre semizei, de către Hercule sau Heracles, cum îi ziceau în Grecia. Bun, revenind la Kratos, da? Deci originea acestor crații de fapt se leagă de acest nume, deci de putere, în principal de puterea deciziei. Mai există un termen care este destul de des folosit. Cu siguranță ați auzit de monarhie, da? Ați auzit poate și de oligarhie, de fapt. Deci archos, un alt termen vechi grecesc, însemna conducere. Deci puterea, grecii așa au considerat, puterea nu înseamnă neapărat conducere, înseamnă legitimitate. De aici ei au investigat și au lansat câteva terminologii. Una dintre primele, dacă vreți, o putere naturală, este așa numita autocrație, deci puterea sau conducerea prin forță proprie. Haideți să ne imaginăm acum 25.000 de ani, da? Când strămoșii noștri care trăiau pe vremea respectivă vânau mamuții. Da, era un mic grup de vânători în care șeful era evident probabil cel mai puternic dintre ei, probabil cel mai bun vânător, deci el era cel care conducea, el era cel care avea puterea. Puterea lui era directă, era personală a lui și fără nicio îndoială că în bună măsură era puterea propriului par. Cu alte cuvinte, și-o impunea cu forța în fața tuturor celorlalți membri din grupul său. Ulterior, grupurile umane au început să crească. Și atunci această putere a unuia singur, delegată prin grupurile de războinici, da, a dus la apariția șefilor de clanuri, șefilor de triburi, ulterior șefilor de regate numiți monarhi sau regi, deci puterea unuia singur. Interesant pentru acest tip de putere este acela că se revendica a fi dată de zei sau de, eu știu, de spiritele sfinte, da? Deci erau conducători prin dreptul divin, în primul rând, și în al doilea rând, faptul că acești autocrați, da? Deci cu putere personală, nu dădeau socoteală nimănui. Deci ei erau cei care făceau legile, dar legile erau valabile numai pentru toți ceilalți, mai puțin pentru persoana lor. A fost o primă formă de conducere, dacă vreți, în grupurile umane. Mai târziu a apărut ceea ce se numea aristocrația, adică puterea era încredințată celor aleși, puțini și aleși. Cine erau acești aleși? De regulă, cei mai bogați într-un anumit grup. Ei deveneau aristocrații, deveneau nobili. Și astăzi știți că există țări unde există un regim monarhic și chiar dacă nu mai există regim monarhic, există în continuare nobili, da? Și în Franța, și în Germania, și în Marea Britanie există în continuare nobili, acești aristocrați. Deci ei se consideră a fi cei aleși, elita. Multă vreme ei au fost cei care au condus grupurile umane, da? Deci eventual încredințând puterea unuia singur sau unuia mai puternic dintre ei care devenea monarhul sau regele, a fost un moment, a venit un moment însă când această putere a celor aleși, puțini dar aleși, cum se considerau ei, n-a mai fost suficientă. A fost un moment de cumpănă, de exemplu, în istoria Atenei, a vechiului oraș și stat în epoca respectivă, Atena, când, fiind amenințat de perși, nu numai cu cucerirea, cu anihilarea, evident, aristocrații au strâns armata lor de mercenari și de oameni care erau instruiți în luptă și n-au avut nicio șansă.
împotriva perșilor, care erau cu mult mai mulți. Și atunci, ca să poată să apere orașul, au chemat la arme pe toți cei care puteau să pună mâna pe o armă. Bun, ăștia erau și sclavi, erau și țărani liberi, erau și crescători de capre, erau și culegători de vin sau de măsline, deci ceilalți oameni, nu cei puțini aleși și bogați din vârful societății. A fost un război, câteva bătălii semnificative, până la urmă Atena a reușit să învingă și să supraviețuiască acestui război. Și după acest război s-a întâmplat un lucru foarte, foarte important pentru epoca respectivă. Cei care au luptat au zis, bine, bine, noi am luptat. Am sărit în ajutorul vostru, oligarhilor, șefilor. V-am apărat și ne-am apărat și casele noastre și familiile noastre. De ce să nu avem și noi un cuvânt de spus în ceea ce ne privește? Și pentru că până la urmă cei puțini aleși și bogați n-au avut încotro, a fost inventată democrația, da? Deci puterea încredințată poporului. Ok, poporul. În epoca respectivă, numai o mică, oarecare parte dintre locuitorii Atenei erau cei care aveau drept de vot, cei care puteau spune că au putere. Însă era o formă de democrație foarte interesantă față de ceea ce este astăzi. În primul rând era o democrație directă, în sensul că toți cei care mergeau acolo în piață îi știau pe ceilalți, îi cunoșteau, îi știau pe cei care vorbeau. Fiecare avea poate vreo idee, se ridica pe o piatră și începea să-și expună propria idee, ceilalți erau de acord sau nu erau de acord, se supuneau la vot diferitele propuneri. Mai mult decât atât, din punct de vedere administrativ, inventaseră un sistem foarte interesant și anume au considerat că din moment ce a ridicat arma pentru a apăra propriul oraș și propria casă, persoana respectivă este calificată pentru orice fel de funcție. Și atunci, printr-un sistem de tragere la sorți, pe timp de un an, oricine, cum cădeau sorții, putea deveni judecător, putea deveni șeful armatei, putea deveni, eu știu, orice. Deci orice funcție în cadrul acelui oraș. Interesant era că dura numai un an, după un an era alesă o altă persoană și că persoana care era aleasă nu putea să refuze, decât dacă prin asta alegea să-și piardă toate drepturile. Mă gândeam ca o paralelă față de sistemul din ziua de astăzi de democrație reprezentativă, deci prin reprezentanții pe care noi cetățenii îi trimitem în forurile de conducere, în parlament, de exemplu. Cum ar fi ca acești reprezentanți să fie numai pentru un an? Cum ar fi ca ei să fie aleși la întâmplare dintre toți cetățenii României? Cred că n-am mai vedea asemenea specimene care mai de care mai interesante prin parlament. Și n-am mai ajunge, din nefericire, să considerăm Parlamentul României ca fiind un grup constituit în vederea săvârșirii de infracțiuni. Pentru că, mă rog, poate că voi sunteți ceva mai mici și poate că nu atât de interesați de aspectele politice ale vieții noastre, dar asta este o realitate. Bun. A apărut democrația, aceea a fost o formă primitivă, democrația ateniană. Ulterior, a evoluat în formele sale de democrație reprezentativă, deci în care cetățenii și aleg reprezentanți, și democrația în sine are câteva caracteristici, și anume ar fi întâi respectarea drepturilor omului, ar fi apoi pluripartidismul, deci mai multe partide, nu un singur partid care să devină partidul stat, cum voi încă nu erați pe lume atunci, noi am experimentat o asemenea perioadă în viața noastră, și în al treilea rând, separarea puterilor, adică unul este sau unii sunt cei care conduc partea executivă, unii sunt cei care fac legile, alții sunt cei care pun în executare legile prin puterea judecătorească și nu în ultimul rând a patra putere în stat, presa. Da? Deci libertatea informației și libertatea de informare. Ok. O altă crație de care mulți se împiedică în ziua de astăzi este așa numita birocrație. Acum, eu, ca și voi, dacă stăm să ne întrebăm un pic ce e aia birocrație, dacă ne gândim, îi dăm așa numai o colorație negativă. Auzim pe unul, pe altul, se
plâng că, aoleo, birocrația ne împiedică, ne cer ăștia 1000 de hârtii ca să facem nu știu ce, aprobări și așa mai departe. Deci, ideea în sine ar fi că este o putere încredințată funcționarilor, deci celor din birou. Eu am crezut și eu multă vreme că este un lucru eminamente negativ, până când a ajuns la facultate în anul întâi la cursul de sociologie, am descoperit un mare sociolog german din secolul 19, Max Weber se numește el, care a teoretizat un pic în ceea ce privește birocrația și birocrația funcțională. Și el spunea cât se poate de clar că birocrația de fapt a fost o mare cale spre democratizare a societăților vestice. El făcea atunci referire la societatea germană, americană și din Marea Britanie. Deci birocrația a făcut ca aceste state să fie astăzi ceea ce vedem cu toții că sunt. De ce? Prin aplicarea unor reguli clare, a unor proceduri bine stabilite, care au la bază legea. Birocrații sunt cei care au stabilit o dată pentru totdeauna că nimeni nu este mai presus de lege. Un principiu extraordinar de important. Până atunci erau regi și nobili care făceau legile sau le foloseau în propriul beneficiu după cum îi cam tăia capul. Și mă rog, vreo doi în istoria, unul în istoria Angliei, unul în istoria Franței și-au pierdut capul la propriu, unul pe ghilotină, unul la călău, da? Din cauza asta, că au făcut după cum i-a tăiat pe ei capul. Ulterior, acești birocrați, da? Cei funcționarii care au început să aplice legea uniform pentru toți cetățenii, sunt cei care au dus la un mare progres al societății. Sigur, marea problemă a birocrației este că stabilește reguli pornite din lege, da? Dar nicio lege nu poate acoperi toate situațiile care există în viață. Da, e exact ca în vorba aceea că viața bate filmul. La fel, viața bate legea. Nicio lege nu poate stabili toate situațiile. Și atunci, ce să facă funcționarul? Când găsește o situație nouă, până la urmă, ca să poată lua o decizie, face o nouă regulă, face o nouă procedură. Și marele dezavantaj al birocrației, al puterii funcționarilor, este că ajung așa de stufoase aceste reguli și proceduri, încât practic împiedică aproape orice activitate. Ăsta este aspectul de care cei care se plâng de birocrație, de fapt, în ziua de astăzi, îl incriminează. Sigur că și Max Weber la un moment dat a realizat lucrul ăsta, însă am să vă dau două citate, mie mi s-au părut foarte interesante. La un moment dat spune Weber: oricâți oameni s-ar plânge de răul creat de birocrație, ar fi o pură iluzie să credem, măcar pentru o clipă, că activitatea administrativă continuă ar putea fi realizată în orice domeniu altfel decât prin munca de birou a funcționarilor. Și tot el realizând, de fapt, această multiplicare a posturilor, a funcțiilor, a regulilor, a oamenilor legați de scaune pe care încearcă să și le protejeze, spune la un moment dat: este îngrozitoare ideea că lumea ar putea fi într-o zi plină de slujbași mărunți, oameni neînsemnați agățați de slujbe mărunte și luptând pentru unele mai importante. Această pasiune pentru birocrație este suficientă pentru a te aduce la disperare. Ok, în esență, o birocrație funcțională este un lucru pozitiv pentru o societate. Când devine mult prea stufoasă, însă ajunge să pună piedici. Nu sunt un apologet al acestei birocrații, însă îi recunosc meritele în ceea ce privește dezvoltarea oricărei societăți, inclusiv la noi în România. Mai mult decât atât, și fac o paranteză, când aud pe cineva din România că se plânge de birocrație, pe mine mă ia așa un pic, mă umflă un pic râsul, pentru că noi în România nu avem o birocrație. La noi sunt așa de multe domenii în care nu există reguli clare și precise care să poată fi aplicate uniform, așa de multe, încât așa există numai insule aici, colea în anumite zone. Noi nu avem o birocrație, nici măcar o birocrație nefuncțională.
aș putea zice mai degrabă că la noi există un fel de boală psihică sau boală socială pe care, în lipsă de alt termen, eu aș numi-o hârțogaromanie. Pentru că noi avem oameni ahtiați după hârtii. Da? Deci cei care tot felul de lucruri au nevoie de hârtii. De exemplu, pentru voi, ca să mergeți, eu știu, la medicul de familie, cum vă puteți prezenta acolo? Ați fost la medicul vostru de familie? Ați fost, cu siguranță, cel puțin o dată. Nu v-au trebuit tot felul de hârtii, adeverință de la școală că sunteți elev, că, și, mă rog, alte chestii din astea. Deci nu poți ajunge să faci un lucru pentru că te împiedici de o hârtie. Care hârtie înseamnă să te duci la un funcționar, inclusiv secretarea de la voi de la liceu este un funcționar, da? Și să binevoiți a vă solicita un drept al vostru, ca eliberarea unei adeverințe este un drept al vostru, da? Și să stați la aproximativ bunăvoința respectivei doamne sau respectivului domn până va binevoi să vă elibereze acea hârtiuță care vă trebuie mai departe. Și doamne ferește să aveți nevoie să ajungeți la spital, deși sunteți încă sub 18 ani, deci minori, să vedeți cât ai muntele de hârtii trebuie adus de părinții voștri într-o asemenea situație. Deci noi nu avem o birocrație, avem o hârțogaromanie. Ok, și nu în ultimul rând, menționam mai la început despre tehnocrație. Asta ar trebui să fie așa o chestie ideală. În sensul că, domnule, hai să punem la locul potrivit persoana cea mai potrivită. Păi, care ar fi persoana cea mai potrivită să conducă, de exemplu, o activitate muzicală? Nu un muzician? Nu? Care ar fi cea mai bună persoană care să conducă o activitate medicală? Păi nu un medic. Eu știu, o activitate didactică, nu un profesor. O activitate în discotecă, nu un DJ, cine altcineva să o conducă. Da? Deci, persoanele care au calificarea tehnică pentru domeniul respectiv. Ca mod absolut ideal, această tehnocrație este de fapt așa o idee, o orientare în sociologia modernă și în care zice că conducerea societății ar trebui să fie încredințată specialiștilor în diferitele domenii. De exemplu, cum este guvernul, da, care ne conduce pe toți, ar trebui să aibă la economie un economist extraordinar de bun, ar trebui să aibă la sănătate un medic extraordinar de bun, ar trebui să aibă la cultură un mare om de cultură și așa mai departe. Iar șeful guvernului să fie nici nu știu ce. Ce ar trebui să fie șeful guvernului? Cel mai mare, cel mai bun conducător de oameni. Da, o personalitate așa, carismatică, extraordinară, ca să poată întâi conduce guvernul și apoi prin guvern întreaga țară. Evident, asta este o chestie, o situație absolut ideală, pentru că până la urmă, tamtamul mare care se face e un fel de deosebire între a pune oameni care se pricep la domeniul respectiv sau a pune oameni care de fapt vin din politic. Da? Deci oameni politici care să conducă cu o anumită idee și cu un anumit program politic să conducă un anumit domeniu. Din nefericire, în clipa de față, atât cât pot eu să-mi dau seama, noi nu prea mai avem programe politice pentru a conduce diferitele sectoare ale vieții din România. Partidele noastre, adică cele care ar fi instituite să creeze și să stimuleze aceste programe, au ajuns de fapt niște adunături de niște federații de diferiți aleși locali care fiecare trage de propria sa putere. Nu mai avem doctrină de stânga, de dreapta, cei care țin cu poporul, cei care țin cu întreprinzătorii, cu afacerile. Deci la noi lucrurile astea s-au dizolvat de mult, da? Iar un, să zicem, guvern tehnocrat, de fapt singura lui mare calitate teoretică ar fi că nu provine din niciunul dintre partidele parlamentare ca guvern închegat. Asta nu înseamnă că diferitele persoane de acolo nu pot să aibă diferite simpatii. Interesant ar fi dacă ați avea ceva să dezbatem apropo de aceste
crații. Ați mai auzit de vreun alt termen care să aibă în coadă crație? V-a mai ajuns cumva la ureche? Mie, de exemplu, mai zilele trecute, așa mi-a trecut pe la ureche în termenul de teocrație. Zic, gata, repede pe Wikipedia să vedem ce-o fi asta. Am aflat, este conducerea, puterea încredințată popilor. Zic, și unde există așa ceva? Păi, voi știți de statul numit Vatican? Da, este fix în buricul Romei, da, e, acolo sunt câteva clădiri pe vreo 200 și ceva de hectare, care este condus ca stat de o persoană numită Papa, care nu este altceva decât popă. Da, deci acel stat este o teocrație, o teocrație oficială, da, pentru că Papa este cu adevărat marele preot, ca să zicem așa, este episcopul Romei și marele preot al religiei catolice. Mai există teocrații din astea, cum să spunem, mai ascunse, cum e de exemplu în Iran. Iranul are un președinte, are un prim-ministru, are un parlament, dar oricum acolo cine taie și spânzură e un tovarăș numit Ayatollahul Khamenei, cred că îl cheamă, da? Care este marele popă al Iranului și ce hotărăște domnia sa, aia să face acolo. Deci restul chiar n-au nici, aproape nici cea mai mică importanță persoanele celelalte alese sau mai puțin alese. Deci există chiar și în clipa de față state care sunt teocrații, deci puterea este încredințată preoților. Nu știu, am mai auzit mai de curând de un alt termen, ia să vedem că mi-am și notat că sunt mai rar apar menționate și mai bine scoate în fițuica, nu? Da, am mai auzit de xenocrație. Repede pe internet, la Wikipedia, să vedem ce este xenocrația. Xenos, în limba greacă, înseamnă străin. Deci asta însemna puterea încredințată străinilor. Păi cum? Păi e simplu, dacă un stat cucerește alt stat și îl conduce, da? Atunci, eu știu, nemții i-au cucerit pe polonezi în al doilea război mondial, au împărțit Polonia între ei și ruși, partea de Polonie care le-a revenit o conduceau nemții. Nemții sunt altceva decât polonezii, au altă nație, sunt străini pentru polonezi și atunci, în zona respectivă, era o xenocrație. Da, din nefericire, tot căutând pe acolo, zic să mă lămuresc mai mult, că termenul este rar și rar folosit, s-a nimerit să găsesc un referat care cred că a fost cumva scos dintr-o arhivă de prin anii 50, scrisă probabil de un legionar, care ulterior a fost bine convertit la comunism, care avea o mare problemă cu străinii și cei care la noi în țară sunt iubitori de străini. Li se spunea xenofilocrați, deci cei care iubesc pe străini. Începea cu familia domnitoare, cu regele Mihai și întreaga sa familie, care evident, da, fiind Sigmaringen, Hohenzollern, Sigmaringen, erau străini, erau nemți, și terminând cu tot felul de alți iubitori de străini din țara noastră care au jefuit averile poporului și ce au mai făcut ei pe acolo. Sigur, foarte interesant era că chiar în prima frază era ceva și despre iubitorii străinilor din Imperiul Bolșevic și cu asta era singura modificare față de un document similar din 1950. În rest, tot era ok.